Da. Haideți că avem pe cineva de mult la telefon. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog, cum vă numiți? Necula Adrian. Da, domnul Adrian. Aș dori și eu să-i adresez domnului Mititelu o întrebare. Da. Care este situația lui Gargorov și Iliev, dacă mai pleacă sau nu de la echipă? E o situație incertă. Până duminică sper să o lămurim, într-un fel sau altul. Practic s-a amânat de la memoriul de la Ligă, s-a amânat astăzi. Da. Păi și ați discutat cu ea, adică practic ce, trebuie să plătiți o sumă de bani ca să rămână sau cum? Să vă spun, sunt niște lucruri legate de niște bani și așteptăm. Vedem că s-ar putea săptămâna asta să facem un transfer. Și să faceți rost de bani. Da, și să le dăm banii pe care îi vor ei. Și atunci e posibil să rămână. Dacă da. Nu, nu. Oricum avem doi fundași cu experiență care vin oricum la universitate. Ia auziți, vin doi fundași cu experiență până la urmă și plecarea lui Iliev. De care unul e chiar foarte bine cotat. Păi spuneți dumne cum... Păi nu pot să vă spun. Păi spuneți dumne la București. Se vorbește de a treia dezlegare la Dănănaie, este adevărat? Nu, nu, e o minciună. Dacă era să fie, vă spună că o făceau până acum. Da. Și UB este transferat? Și nici nu mai poate, pentru că acum la Liga Profesionistă nici nu mai... Drept de semnătură s-a schimbat, nici nu mai poate să mai folosească. Da. Bun, domnul Adrian. UB este aproape de un transfer. Deci despre acest transfer vorbiți când spuneți că... Altul. Deci în afară de UB mai pleacă da, cineva. Da, așteptăm... Tina Bănesc sau... Nu, altcineva. Sunteți foarte misterios. Păi nu pot să vă spun nimic, de ce să spun? Da. Bun, domnul Adrian, mulțumim pentru telefon. Înțeleg că nu puteți să ne spuneți nimic referitor la jucătorii care deci pleacă. Până pe dar dacă a spus că aveți doi jucători care au semnat deja cu echipa, mi se pare firesc să puteți să spuneți. Păi câte mesaje, să măcar să... Adică nu neapărat pentru mine sau pentru Doru, pentru suporter. Îi vedeți în Antalya. Păi erați în Antalya sau? Păi nu, dar o să avem toate meciurile televizate. Am făcut contract cu Digi. Ați făcut contract. Când e primul meci? Sincer să nu știu. Păi vedeți, v-am prins. Dar avem 4 meciuri televizate, sigur. Ce se întâmplă cu banii de la fondul proprietatea? I-ați primit sau va mai trebui să așteptați un nou termen, mă întreabă? Nu, s-a listat la bursă fondul proprietatea? Problema nu este fondul proprietatea. Eu sunt blocat la NRP, sunt blocat ilegal. Ar fi trebuit să fiu unul din primii acționari ai fondului proprietatea. Deci am o hotărâre hotărască din 2004, de 7 ani aproape. Și de vreo 4 ani trebuia să am acțiuni, dar din păcate sunt victima unui complot sincer și nu exagerez și nu de aici din Craiova, deși am hotărâri judecătorești irevocabile, încă dosarul este blocat la NRP, sunt oameni din Craiova care mi-au trimis un așa zis litigiu, deci fără să aibă să fie direct interesați, deci nu au nici drept de moștenire, nu au nimic, numai că fac ca să vă blocheze. Și dosarul încă este în faza de evaluare, deci practic mai am nevoie să mi se facă evaluarea și să se aprobe evaluarea și să mi se emită titlul de despăgubiri, care automat se face conversia, reconversia cu acțiuni. În acțiuni și atunci, mă rog, câte acțiuni... Deci, practic, dosarul nu a fost încă procesat. Nu, e procesat dosarul. A trecut de faza. E la faza... De evaluare. S-a oprit la evaluator. Aia e ultima fază. Da, eu nu știu dacă sunteți neapărat victima unui complot, același lucru... Mă rog, nu știu dacă e subiectul. Mi se întâmplă și mie, deci mă rog, nu e vorba de o sumă atât de mare. Nu, dar exact, de la și eu am de la fondul proprietate, Eu am dosarul din 2007 acolo. Din 2006, pardon. Și eu am de foarte mult timp. Nu cred că l-ai din dacă l-aveai... Am fost la primăria Craiova, după aia s-a mutat de la primăria Craiova la București. Păi nu, stai puțin, dacă l-aveai, deci sunt niște numere de intrare, deci numere de intrare de care sunt... în fața mea sau după mine, deja le-a trecut, au fost evaluați, au primit tot. Da, deci dumneavoastră ați rămas între doi oameni care au primit, practic. Deci mi-a trecut rândul, cum se spune. Unde ați putut observa lucrurile astea? Păi se vede că este un număr de ordine. E un număr de ordine pe care... Pe site-ul ANRP-ului nu am văzut decât că s-au procesat câteva dosare și erau vreo 4 din Craiova. Nu, câteva dosare, spune. Erau 4 din Craiova. S-au procesat mii de dosare. Dacă nu stăpânești bine situația, mă întreabă... Mă rog, nu sunt principalul... Păi nu, deci... Sunt omul care trebuie să le ca să zic pe românește, deci cei care au ajuns cu mine la NRP, deja la ora asta și-au luat titlul. De, nu la ora asta, de un an, de acum un an.
Da, dar au fost și zvonuri că ați fi avut o ofertă mai de mult, că ați avea o ofertă și acum, eu știu, de la un om de afaceri, a fost vorba da, de care ar da o pătrime din sumă. 20 de milioane, 40 nu, de milioane. Nu, ăștia sunt și... povești care au apărut în presă. Povești. Dar v-ați opune, adică ați fi de acord, domnule, vreau să scap de ele. Dați-mi. Pe cum să scap de ele? Păi ați pierde adevărat, că vreau să spuneți că ați câștigat 80 nu, de milioane. Sunt oferte, dar nu poți să pierzi jumate numai pentru că te blochează unii. Deci sunt oferte. Sunt, dar sunt foarte, valoarea mult mai mică decât... Păi jumate e bine, 40 de milioane, nu e bine. Păi în primul rând că nu e așa, dar n-am cum să pierzi jumate din ce? Am stat 5 ani să listeze fondul și acum... Sunteți ambițios. Păi dar nu pot să-mi permit să pierd atâția bani. Da, sunt și bani mulți. Haideți că mai avem și telefon să citesc. Angel Mariner mă acuză că nu am citit nicio întrebare. De ce problemele financiare de la echipa a doua sunt la fel ca la universitate? Nu a primit salariile cei de la echipa a doua. Atunci, cum se stimulează tinerii? De ce nu arătați documentele în direct la vreun post TV? Că ați fost primiți peste tot, doar vorbiți. Nu trebuie să se confunde Universitatea Craiova cu numele Adrian Michitelu. Câți bani ați primit de la domnul Dragomir și ce ați făcut cu ei? Să dovediți cu acte, nu cu vorbe. Vrem acte să ne arătați. Mai încearcă să mituiască pe cei de la Electrica cu trainingul de la Universitatea în contul datoriei și a banilor datorați pentru consum. Să spună în direct dacă a făcut așa. Și în final ne spune, văd că nu citiți toate întrebările, asta înseamnă că nu sunteți corect, păcat. Uite că le-am citit, haideți să le reluăm, că sunt și multe. Nu, dar nu merită răspunsul, asemenea om nu merită. Cu problemele financiare... Aici, nu vorbește cu reprezentanții primăriei sau ai Consiliului Județean. Și mai un... La îi reamintesc că Universitatea Craiova nu este o instituție publică și dacă vine cu golănii de ăștia și cu întrebări de genul ăsta, nu mă interesează să răspund la ceva. Cu Electrica, cu training, hai, cu liceu, frumos, hai să depășim momentul, că deci omul e dus cu sorcovarul de tot. Un alt mesaj, aș vrea să știu și eu când mai intră salariul angajații de la club, ținând cont că suntem în urmă cu 3 luni, se pare că e un angajat. Dar... Da, asta e o vrăjeală mare. Vedeți. Gabi, mă rog, nu știu dacă e numele adevărat. Și acum îl trădești, ce faci? Dar nu e adevărat, asta este regie. Da. Cam așa, mai avem și un telefon, haideți să... Credeți că Pițurcă va fi acuzat de înșelăciune și fraudare a clubului? Nu știu, o să vedem. Nu știu până ce va fi. Da. Dar dumneavoastră, din câte înțeleg, veți merge până la capăt în funcție și de deciziile care vor fi de la comisia aceea de litigi, de soluționarea litigiilor. Cu ce? Cu aceste cazuri, Găman și Bărbaia. Păi, domnule, ăștia e un caz mort, vor veni înapoi, nu există cazul ăsta, e un caz de presă mai mult. Păi da, vedeți că se leagă cazul ăsta... Știu, aveți dreptate. Se leagă cu problemele lui Pițurcă. Cu contractul pe care l-a făcut domnul Pițurcă. Deci, până la urmă, asta se întâmplă. Ei decid dacă vor să ajungă pe la parchete, problema lor. Eu le-am dat câteva zile de răgaz, văd că întârzie. Dar v-aș întreba, de ce nu v-ați înțeles totuși până la urmă, în ciuda discuțiilor care au fost cu domnul Pițurcă? Domnule, hai să-l dăm pe Găman dacă e o ofertă. Cam și dumneavoastră a spus că e o ofertă pentru Găman. Și poate rezolvați toate problemele. Dădeați banii domnului Pițurcă cât a dat la club? Păi dacă, 700, păi 800, eu dacă n-am putut un milion, jumate. Să conving să-mi arate cu situația cu banii nici acum. Nu v-a arătat situația, dar ați făcut un audit, e gata auditul? Încă nu e gata, nu, de abis s-au apucat. Păi și când ne puteți spune? Păi când va fi gata, nu știu. Când va fi gata. Păi vedeți că vă chemăm și atunci să ne spuneți da, ce spune auditul. Haideți să luăm telefonul. Bună seara! Alo? Da, spuneți, vă rog. Bună seara! Dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara! Da, domnul Nicu, ești un telespectator fidel. Îl felicit pe domnul Michitelu că a avut coloană vertebrală și a venit la GTV pentru prima dată când îl văd la GTV și îl felicit pentru chestia asta. Trebuia să o facă mai de mult, dar nu e târziu nici acum. N-a avut curaj, i-au zis. Acum este, cum să vă spun, că am pus la zi, dar e cam un dușman și din cauza asta a venit acum. Totuși îl felicit că a venit. Eu vreau să vorbesc 2-3 minute și încep prin a spune că nu mă interesează pe parte juridică ce se va întâmpla. Sunt autorități legale care își vor spune cuvântul ce a făcut Bărboianu, Găman, domnul Mititelu, Pițurcă, se va duce la cap, nu suntem noi cei autorizați, dar nici domnul Mititelu și nici Pițurcă, ci numai autoritățile vor spune și vor da verdictul. Că declarăm pe la televizor tot felul, ăstea sunt, fiecare își pune interesul lui. Bun. Pentru domnul Mititelu aș avea două întrebări, dar înainte de a le pune, aș vrea să încep, că să-i spun că are două bile, una albă și una neagră. Să încep cu a albă și termin cu a neagră.